pastor în Biserica Baptistă Emanuel Roșia, județul Sibiu. Am venit în această călătorie în Israel cu multe așteptări, dar ceea ce am văzut aici parcă a depășit așteptările mele. M-am simțit extraordinar de bine, vizitând locurile pe unde am fost. Peste tot am simțit o atmosferă spirituală, duhovnicească. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost vizitarea locurilor sfinte și am fost impresionat de grupurile de oameni din diferite țări care au venit și să viziteze ca și noi Țara Sfântă și impresia pe care mi-a lăsat-o și care m-a marcat a fost că toți nu făceau altceva decât să laude pe Dumnezeu, să îi fie recunoscător lui Dumnezeu, să citească din Scriptură, să se roage. Lucrul acesta m-a marcat cel mai mult. Cu ocazia aceasta vreau să mulțumesc firmei Oxentia prin care am ajuns în această excursie și sunt profund mișcat de felul cum a organizat această excursie și mulțumesc pe această cale celor care s-au ocupat, fratele Mihai în mod special, și dorința mea ar fi să mă mai întorc în Israel, să vizitez încă locurile pe unde n-am fost și chiar și cele pe unde am trecut. Frate Bârlea, doriți să transmiteți salutări fraților din România, de aici, din Grădina Mormântului, din Israel? Da, aș dori să profit de această ocazie și celor care n-au fost sau au fost în Israel, aș dori să le pun pe inimă și lor gândul acesta de a veni și a vizita Țara Sfântă. Este un lucru extraordinar și cred că nu vor regreta niciodată dacă vor face lucrul acesta.